Apele subterane sunt de vină, astfel explică primarul capitalei apariția gropii de pe strada pietonală. Edilul spune că acest lucru nu a putut fi prevăzut la proiectarea străzii. Avem o nouă noțiune în competența administrației locale, responsabilitatea primăriei pentru circulația apelor subterane. Dacă noi putem dirija cu circulația apelor subterane, nicio problemă. Groapa de pe pietonală, care a apărut săptămâna trecută în apropierea de strada Alexandru cel Bun, a fost deja stupată, însă autoritățile nu exclud că ar mai putea apărea și altele. Un crater s-a format în această dimineață la intersecția străzilor Pușkin și Ciusev, chiar pe trotuar. Serviciile specializate au anunțat că urmează să astupe groapa.